În această seară am mândreul să fie plăcere și onoare de a avea ca invitați pe distinsa doamnă Katia Naru, pe care o să o privim cu aplauze. Pentru cunoscutul epigramist Vasile Panole. Și vă mulțumim pe tânărul Anastase Mare, pe care vă rog. Grățenile noștri, creații pentru noi și nu numai, de partea dumneavoastră. De altfel, o să le vedeți în cadrul manifestării din această seară. Cum este cutuma, haideți să vă prezint foarte pe scurt biografiile fiecare dintre dumneavoastră. O întâlnim în activitatea socioprofesională, profesor la școală 5 din Tecuci, a părăcat o scurtă perioadă în cadrul organizației județene a Pionier din Galați, director al Teatrului de Păpuși din Galați pentru o scurtă perioadă, și cunoscută cu notorietate și cu valoare, ziarist din 1989 la Cotidianul Călățean Viața Liberă, unde a îndeplinit funcția de redactor șef. A condus editura și infidelia SCA MSA Galați, redactor al revistei Bogdanie. În anul 2015 a fost pusă în scenă piesa După noi Apocalipsa, o întregă Katia Naru la Teatrul Dramatic Galățean Fanny Tardini. Debutul publicistic realizează în suplimentul Preludiu a revistei Limba și Literatura Română pentru ele și în antologia Excelsior 72. Se înțelege că în 72 se întâmpla acest debut publicist. Debutul editorial îl realizează în anul 1984 cu volumul de versuri pentru copii de demult cu elefanți. Premiul Fidel Egalat Brăila Unii Scriitori de România la Sfântirea Prost pentru romanul Pasodoblă în decembrie 2008. Premiul revistei Dunăre de Jos pe anul 2011, secțiunea proză pentru romanul Puzzle cu Vasile în ianuarie 2012. Diplomă de excelență din partea revistei Bogdania la ediția a doua a Festivalului Concurs Național de Creație Literare Bogdania iunie 2013. Ca și afiliere, întâlnim membra Uniunii Scriitorilor din România filiala Galați Brăila și membra Uniunii Ziariștilor Profesioniști, Ordinul Ziariștilor clasa 1. Colaborează la foarte multe publicații. Cronologic, Axis Libri, Pagini Dunărere, Luceafărul, Amfiteatru, Ateneu, Convorbiri Literare, Domnius Dunărea de Jos, Viața Liberă și adaug eu, etc. În colecțiile Bibliotecii Județene Vea Urechea din Galați avem 19 lucrări, începând cu Dedemult cu elefanții de care vă aminteam, Ochiul de Sticlă, iar astăzi vine și prezintă volumul Cine a golit prutul de pește, o proză scurtă apărută la editura propria Bibliotecii Vea Urechea, Axis Libri. Felicitări și puteri de creație în continuare, doamna Katia Naru, și aplauze! Domnul Vasile Manole, inginer, epigramist, este născut în 19 ianuarie 1941 în Galați, absolvent a școlii elementare numărul 10 din Galați, a liceului Vasile Alexandrii, tot din Galați, Facultatea Tehnologie a Produselor Alimentare, secția Morărit Panificație, din cadrul Institutului Politehnic din Galați. Din activitatea socioprofesională, inginer stagiar la fabrica de pâine din orașul Gheorghe Gheorghiu Udej, astăzi Onești, județul Bacău, inginer la întreprinderea de valorificare a legumelor și fructelor regiunea Galați, șef al fabricii de pâine de 100 de tone pe 24 de ore din Galați, șef al biroului de producție din cadrul întreprinderii Morărit și Panificație din Galați, inginer evaluator în cadrul Băncii Agricole din Galați și administrator a SC Galmopan SRL din Galați. În prezent s-a retras și este în rândul seniorilor, a pensionarilor. Afiliere. Membru al Asociației Generale a Inginerilor din România, membru al Clubului Umoriștilor Verva din Galați, membru al Uniunii Epigramiștilor din România și membru al Ligii Scriitorilor Români. Are mai multe premii, la toate ține foarte mult, e număr doar câteva. Premiul 2 pentru epigramă, tema Oportuniștii la festivalul Umor la Gura Humorului, aceasta se întâmpla în 2012. În 2015, premiul 3, Agata Bacovia, Festivalul Internațional de Poezie Epigramă Romeo și Julieta de la Mizil. În 2016, mențiune la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă Romeo și Julieta 2012, 2014, 2016.
premiul pentru creație literară la Festivalul Național de Epigramă, câte Buzăul de Mare, pentru volumul De voie bună și nesili de nimeni în 2015. Și mare o mențiune la Festivalul Național de Literatură Umoristică Ion Budai Deleanu de la Giurgiu Băi, județul Hunedoara. Colaborează la foarte multe publicații, amintesc doar câteva: Axis Libri, Epigrama, Dunărea de Jos, Spinul, Armonii de Toamnă, Epigrama de Stehaia, Ziarul Partener, suplimentul umoristic Buzunarul Vieții Libri, etc. Din opera sa este autor, prezentul timpului trecut, Catren Epigrame Poezie, apărut în 2010 la editura Pax Aura Mundi, în 2015 De voie bună și nesilit de nimeni, Epigrame, și o lucrare care vine și la noi în această seară, Epigramei cu toată dragostea, apărut în acest an, de asemenea la editura Pax Aura Mundi. În colecțiile bibliotece are mai multe antologii de umor, noi le-am numărat cu atenție, 20 de volume și monografii, începând cu Antologia Literaturii Gălățene Contemporane și terminând cu Capul Face, Capul Trage, apărut la Anamărol 2018. Deci în seara aceasta, domnul Vasile Manole vine și prezintă volumul Epigramei cu toată dragostea, apărut la editura Pax Aura Mundi, Galați 2018. Felicitări și putere de creație și sănătate continuare! Domnul Năstase Marin, economist, artist plastic, poet. Este născut în 19 mai 1936 în Comuna Traian din județul Teleorman. Studii, școala primară în Comuna Traian, liceul întâi la Unirea și apoi termină liceul Unirea în anul 1954. Facultatea de Comerț din cadrul ASE București de 58-62. Absolvent de cursuri de pictură la Centrul Cultural Galați, clasa profesorului Gigi Andreescu. Aceasta se întâmpla între anii 1980-1983. Din activitatea socioprofesională, întâlnim economist șef birou comercial la ICRM Galați, ulterior SC Comrimet SA, director general la SC Comrimet SA, a participat la expoziții foto personale și colective între anii 1969-1976, a avut expoziții foto personale la Casa de Cultură a Sindicatelor din Galați între anii 1973-1974, a participat la concursuri și expoziții de grup organizate de Centrul Cultural Galați și Cenaclu Camil Resu între 1982 și 1988. De asemenea, are expoziții personale în holul universității, la librăria centrală, la Casa de Cultură a Sindicatelor, de-a lungul anilor. A avut și o expoziție foto personală în holul universității din Galați. La sfârșitul expoziției, cele 70 de fotografii expuse au fost donate instituției în care vă aflați, Bibliotecii Județene Via Aurechea. Aceasta se întâmpla în anul 2002. Afiliere, membru al Cenacului de Pictori Amatori, Camil Resu din Galați, membru al Cenacul Ariond al Școlii General 33. Premii. Premiul întâi la concursul organizat de Ziarul Viața Liberă în anul 1970. În 1972 obține mențiunea întâi la concursul organizat de revista Vatra, cunoscută revista Vatra din Târgu Mureș. Premiul 3 la concursul organizat de Ziarul Viața Liberă în 2000. Apoi un premiu special la concursul noilor apariții editoriale organizat în cadrul sesiunii naționale de comunicări științifice în slujba mileniului al treilea creștin de la Bacău. Aceasta se întâmpla în anul 2009. Iar în 2017 primește o diplomă de excelență acordată de Asociația Culturală Bogdanian iunie 2012 iunie 2017. Și ultimul premiu, premiul revistei Bogdania în 2013. Ba nu, are și încă un premiu, întâi la Festivalul Național de Creație Vrancea Literară și diplomă de excelență din partea editurii Olimpias în 2016. Colaborează la foarte multe publicații, între care Viața Liberă, Weekend Magazin, Școala Gălățeană, Armonii Culturale de la Jud, Neamul Românesc, Ecou, Cărticica Românească pentru Copii, Armonii Culturale, Basarabia Literară, Axis Libri și multe, multe altele, ca să nu mai amintesc publicațiile din mediul online. Debutul literar îl realizează în periodice cu recenzia volumului de poezii Călătorie de Vis, editat la Pax Aura Mundi. Aceasta se întâmpla în 2006 cu Cenaclu Arionda. În debutul literar în volum îl realizează cu romanul Mărțișor, apărut în 2004 la editura Școala Gălățeană.
Debut în alte domenii, în foto, cu publicații, fotografii în ziarul Viața 9 octombrie 1970, iar în iunie 1982, debut în domeniul picturii cu expoziție personală în holul Universității Gălățeni. În colecțiile Bibliotecii Județene Via Urechea din Galați există 7 volume, începând cu domnișoara Iulia, 2009, și S.R. Amaro la Olimpias 2012. Astăzi vine și prezintă volumul Fermecate obiceiuri, ediția a doua, Galați, editura Olimpias 2018. Sănătate și putere de muncă în continuare și aplauze pentru noi. În continuarea manifestării din această seară, o să rog pe domnul profesor Teodor Parapiru, scriitorul Teodor Parapiru, să modereze manifestarea culturală din cadrul Salonului Literar Axis Libri. Mult succes! Vă mulțumesc! Bună seara, stimați confrați, prieteni, iubitori de literatură! Îmi place să constat că aveți înfățișeri care arată că n-ați fost marcați în mod deosebit de trecerea Halloween-ului și că acest produs de import tot mai costisitor n-a intrat încă în făpturile noastre pentru că ne va duce la sapă de cauciuc, pentru că impunerea acestei sărbători ar trebui să fie însoțită și de un fel de donație sau ceva așa, care să ne permită să ne confecționăm costumele respective. În aceeași ordine de idei, faptul scoate în evidență creșterea exponențială a infantilismului celor cărora găsesc în așa ceva o mare încărcătură spirituală. E bine că trecem lejer pe lângă lucrurile acestea și când venim la elemente care de fiecare dată confirmă anumite repere de valoare și nu unele contrafăcute sau împrumutate. Astăzi seară ne întâlnim cu scriitori gălățeni, în sensul că sunt ai noștri acum, că mulți sunt veniți din alte părți și așa mai departe, dar după un timp, să zicem, ei sunt asimilați, pentru că altfel e plină lumea de venetici și nu cred că este cazul. Avem un scriitor consacrat pe Catia Nanu, cu o serie impresionantă bibliografică de scriitor de proză, roman, proză scurtă, tablete și alte cărți de copii. Sunt un panou larg de afirmare al Catiei și ea constituie unul din numele importante în proza noastră din actualitate. Apoi îl avem pe domnul Năstase Marin cu o carte la a doua ediție, ceea ce înseamnă că prima a fost epuizată și e un semn bun, un reper interesant pentru proza domniei sale și care dă imaginea universului pe care îl are, este inversarea, trecerea epitetului înaintea cuvântului determinat, fermecate obiceiuri și nu obiceiuri fermecate. Este un titlu care deja îți oferă un orizont de înțelegere pe care cei ce vor lectura cartea vor vedea că e dintre cele mai sincere, mai pline de conținut. Și vom reveni asupra acestui fapt.
Cât despre domnul Vasile Manole, ce să mai spunem? Este unul dintre aceia care, la fiecare întâlnire de-a noastră, face din noi obiectele muncii. Și uneori o face cu mult, mult har și primește aplauzele de rigoare. Alteori mai supără câte un suflet sau câte un spirit și poate să se aștepte și la niscaiva replici, pentru că așa este astăzi mai ales, trebuie să stea cu minte și să-și facă notițe pentru viitor. Este recomandat cu mare căldură de domnul George Corbu, starostele epigramiștilor din națiune, și care, după părerea mea, confirmă ceea ce noi avem ca imagine despre Vasile Manole. Un spirit viu, atent și totdeauna gata să pună în rama unor cuvinte elemente care să surprindă la modul cel mai interesant. Acum vom trece la cronicarii Bibliotecii Via Urechea, care ne vor familiariza cu aceste lucrări, după care vreau să cred că mulți care le-ați parcurs, despre Cine a golit prutul de pește, cartea doamnei Catia Nanu, va vorbi doamna Cecilia Manolescu. Vă rog. Colecția de povestiri a Catiei Nanu relevă vocația acesteia de veritabil jurnalist, ce deține spiritul ascuțit al observației, completat de talentul scriitoricesc. Autoarea numeroaselor povestiri rotește subtilul în caleidoscop de întâlnire ale lumii noastre și pune în mișcare imagini pline de nuanțe ale cotidianului din societatea contemporană. Persiflarea, ironia și umorul sunt formele de comunicare la care apelează prozatoarea pentru a prezenta realitatea. O lume populată de răutate, prostie, meschinărie și ipocrizie se perindă sub ochii cititorului ca o meditație asupra traiului românesc și asupra modurilor în care aceștia se poziționează față de existență. Volumul Cine a golit prutul de pește este o carte despre conjuncturile și lucrurile mărunte, aparent neimportante, pe care nu trebuie să le ignorăm, că își fac parte din realitatea noastră. Modul în care Catia Nanu alege să scrie povestirile sale ne duce cu gândul la tradiția orală, ce subliniază autenticitatea lor. Într-un anume sens, unele din textele autoarei încep imediat stres, ca și când ar fi fost începute cândva, undeva în trecut și ne arată în prezent cum se continuă. Personajele dragi ale scriitoarei sunt copiii, sperând că aceștia vor deveni viitori oameni valoroși, adevărați și buni. Citez: nu fi supărată, bunico, mă fac eu mare și-ți cumpăr o țară din asta, cu de toate, unde să miroasă frumos ca în mașină. Îți promit. Am încheiat citatul. Printr-o diegeză rapidă, Catia Nanu ne arată ceea ce este ascuns și devalorizat într-o societate modernă a consumismului, îndreptându-și atenția asupra aspectelor cărora nu le acordăm timp necesar de reflecție. De aceea, volumul prozatoarei este conceput inedit pentru cititorii interesați de nuanțe, capabil să sesizeze diferențele și amănuntele care dau sens existenței. Vă felicit, doamna Catia Nanu, vă doresc multă inspirație și așteptăm cu nerăbdare următoarele bucurii editoriale. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum despre cartea Fermecate obiceiuri a domnului Năstase Marin, o rog pe doamna Adriana Tăbăcaru să ne vorbească. Bună seara! Bună seara! Fermecate obiceiuri, cartea scriitorului Năstase Marin, este la ediția a doua, revăzută și completată, și apare anul acesta la Galați, la editura Olimpias.
Probabil că nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât străvechile sale tradiții și obiceiuri. Un călător din vest este surprins să descopere în România un loc plin de legende, mituri, tradiții și obiceiuri păstrate de-a lungul secolelor. Lumea din care face parte țăranul român a fost întotdeauna legată de tradiții și obiceiuri. Acestea par a fi, pentru cei ce le privesc din exterior, manifestări fabuloase. Pentru cei care le cunosc însă semnificația, acestea ascund înțelesuri profunde despre relațiile interumane și despre relațiile oamenilor cu natura. Cartea lui Năstase Marin are ca titlu Fermecătoare obiceiuri și ne relevă zestrea pe care încă o păstrăm în suflet. Obiceiurile sunt menite, înainte de toate, să organizeze ritmul de viață al sătenilor și marchează momentele importante ale trecerilor prin lume, modelându-le comportamentul. Întâietate are dansul, hora, obicei de sărbătoare a satului de odinioară, povestire în care autorul ne descrie bucuria pregătirii fetelor la întâlnirea cu flăcăii satului, unde în vârtejul dansului se leagă iubiri, farmecul dansatorilor, dar și al femeilor care urmăresc de pe margine comportamentul tinerilor. Nu lipsesc comentariile referitoare la îndemânarea, priceperea și dăruirea cu care dansatorii sunt înzestrați, se surprind dorințele și se aruncă vorbe aprige. Hora a rămas o amintire, un moment de purificare spirituală și apropiere între oameni de toate vârstele. Lăutarii sunt personaje nelipsite de la petrecerile organizate de săteni, dar și de la chefurile boierilor. Muzica lor spontană trenează dansatorii, alternează horele lente cu sârbele rapide și cu doinele. Spiritul lor liber li se datorează culegerea melodiilor, cele mai îndrăgite și transmiterea lor de la o generație la alta. Să ne amintim că primul instructor al marelui Ienescu a fost un renumit lăutar, care de altfel l-a și influențat în formarea, a influențat în mod determinat formarea marelui muzician. Scriitorul ne surprinde apoi cu povestea Goviei, un obicei necunoscut aproape, care este alegoria unui car tras de patru boi, cu coviltiri de salce înflorită și împodobit cu flori de liliac, govia flăcăilor, cu care veneau în sat cântând și chiuind, în care erau și lăutarii cu clarinet, vior, țambal și tobă. Fetele ieșeau în piața satului, se dejugau boii, iar ele aduceau odoare obiecte decorative confecționate de mâinile lor, citez, frânturi din sufletul lor, bucăți din visele lor, stropi din dorințele lor, cum atât de frumos descrie autorul. Odoarele erau dedicate iubiților care trebuiau să sesizeze mesajele ascunse cu măestrie. Urmează călușarii, lăsata secului, bolindeții, obiceiuri încă practicate, deși semnificația lor este ușor modernizată, ingredientele nu mai sunt aceleași, legătura între ele și practicile religioase a slăbit. Astăzi, războiul de țesut din lemn de salcâm zace ascuns în poduri, s-au aruncat deja pe foc, iar de govie foarte puțin își mai amintesc. Transformarea societății rurale într-una de consum, asemănătoare celei urbane, schimbările demografice au făcut ca modul de viață să se schimbe și obiceiurile să se piardă sau să nu se mai practice. Multe din obiceiurile tradiționale românești le mai putem întâlni doar în spectacole sau festivități finanțate de autorități. În schimb, populația rurală actuală trece printr-o emancipare care se află la marginea prăpastiei, ce semnifică pierderea identității și patrimoniului tradițional românesc. România sentimentului este România noastră, în care oamenii vorbeau rar și puțin, România căreia aproape îi spunem adio.
Ea mai trăiește doar în sufletele noastre și o purtăm în noi ca o amintire din copilăriile noastre, un paradis pierdut, ultimul nostru lux, ultimul nostru refugiu. Se fac eforturi considerabile de către persoane și organizații pentru a păstra portul, dansul, tot ce înseamnă buna rânduială și buna cuvință în tradiția populară. În această misiune se înscrie scriitorul Năstase Marin cu acest volum de povestiri, pentru mulți dintre cititori inedite. Domnia sa scrie cald, limpede, emoționant și cu drag. Nimic de acum înainte nu va putea să ne redea frumusețea, simplitatea și puritatea lucrurilor. Sau poate unele evenimente țin cu orice preț să se producă, cum este cel din această seară, prin evocarea unui trecut frumos, încărcat de mister și semnificații. Citind cartea, am retrăit farmecul vieții rurale la bunici, horele de la pârâu, uratul și sorcovitul copiilor, munca câmpului cu binemeritatele pauze la umbră, veselia la culesul recoltelor, amintiri dragi mie și cred tuturor. Vă mulțumesc! Volumul epigramei cu toată dragostea de Vasile Manole va fi prezentat de doamna Larisa Cernat. Bună seara! Volumul epigramei cu toată dragostea, semnat de domnul Vasile Manole, este împărțit în 19 capitole și presărat cu desene semnate de apreciatul caricaturist Florin Doru Crihană. Epigramele inserate în acest volum respectă rigorile genului: poantă, rimă perfectă, măsură, ritm, adresabilitate, muzicalitate. De când lumea au existat confruntări între vechi și nou, între bun și rău sau între luptă pentru supremație. În cazul de față, cartea ne prezintă o luptă în care, pe de o parte, sunt viciile, tarele omenești, iar de cealaltă parte a baricadei se află epigramistul, înzestrat cu arma ironiei. Arma ironiei are un vârf ascuțit, care se numește poantă, acea glumă de sfârșit a unei creații literare satirico-umoristice, de exemplu epigrama, imprevizibilă, surprinzătoare, care provoacă râsul. Scopul epigramistului este acela de a îndrepta moravurile societății în care trăiește, deși aceasta este o utopie. Au luptat cu aceleași arme ale scrisului înaintașii noștri, vor avea de lucru și urmașii, preluând ștafeta de acolo de unde au lăsat-o epigramiștii consacrați ai vremurilor trecute. Chiar de la începutul cărții, autorul definește epigramele ca fiind niște bombe literare ce ușor sunt detonate, folosind expresii care fac explozii controlate. Epigrama, după cum știm, este o specie a poeziei lirice de mici dimensiuni, de regulă sub formă de catren, care se termină, după cum am amintit, printr-o poantă, conform definiției din Dex. Este genul cel mai popular al poeziei, după cum spunea marele nostru poet Nichita Stănescu. Este un strănut literar, după cum afirma distinsul critic literar George Călinescu. Temele tratate în această carte de epigrame sunt diverse, captează interesul cititorului, nu plictisesc, exemplific câteva dintre ele. Din capitolul Paradoxuri, educați și exigenți, spectatorii vai sărmanii vin la teatru indulgenți ca să vadă bădăranii. Din capitolul Familiale, epigrama Potrivire de caracter, din dragoste căsătoriți, așa de potriviți suntem și foarte, foarte fericiți, cu o zi mâncăm și două bem. Din capitolul Profesii, epigrama Bibliotecarul, pentru carte are un cult, fie bună, fie rea, o iubești așa de mult că nu dă un ban pe ea. Din capitolul Personalități românești, profesorului dr. Ilie Zamfir, doctor în literatură, prin romane când ne plimbă, profitând de conjunctură, ne consultă și la limbă. Autorul Vasile Manole nu și-a dezmințit valoarea și creativitatea, spontaneitatea, umorul fiind realizând cu toată dragostea un volum de epigrame în care surprinde cu prospețime situații, năravuri, obiceiuri, personaje pe care le încondeiază cu lejeritate și oferă o lectură plăcută și captivantă cititorilor. În capitolul 15, Umor, în epigrama Autoironie, autorul ne mărturisește: scriu cărți și este vina mea, dar vă anunț și partea proastă. De le citiți, e vina voastră. Felicitări, domnule Manole!
O invit pe Katia Nanu. Mulțumesc. Bună seara. În primul rând aș vrea să mulțumesc bibliotecii pentru că în editura Axis Libris am publicat ultimele două cărți și este o editură prestigioasă, instituția în sine este o instituție care impune și merită toate laudele pentru ceea ce se întâmplă aici. Este și motivul pentru care am ținut să fac o lansare și la bibliotecă, cu toate că cartea a apărut anul trecut. Deci am întârziat un an cu această lansare, mea culpa, eu sunt vinovată, pentru că am întârziat. Trebuia să treacă pe la salon, e o datorie, după părerea mea, a fiecărui autor gălățean și în același timp o onoare. E o bucurie pe care trebuie să o împărtășim cu cei cu care suntem aproape săptămânal alături. Pentru mine este o frumoasă întâmplare această seară și datorită faptului că mă aflu în compania unor oameni pe care îi cunosc de mulți ani, cu care am lucrat de la începuturile activității dumnealor și pe care îi apreciez în mod deosebit. De ce a apărut această carte? Povestea e veche și destul de lungă, o să încerc să scurtez. Eu m-am întrebat foarte multă vreme ce sunt de fapt. Când am publicat prima carte, pe care am scris-o de drag de copilul meu, de aceea m-am apucat să scriu poezii pentru copii și de aceea am și publicat la rând 3-4 cărți pentru copii, pe măsură ce copilul meu creștea, simțeam nevoia să-i dăruiesc ceva exact pe vârsta pe care o avea atunci. Și zic eu că poeziile respective au făcut copilăria mai frumoasă. Știți bine că înainte de 89 nu erau atât de multe cărți pentru copii, atât de multe ilustrații și eu am beneficiat de o primire foarte călduroasă la editura Ion Creangă, de niște ilustratori extraordinar de buni, deci mă pot socoti fericită. Însă erau vremurile în care trăiam cu sub auspiciile unor prozatori ca Apostol Gurău, ca Lică Rugină, ca Mache Vremuleț, pe care îi admiram în mod deosebit și către care m-aș fi îndreptat și n-am avut atunci curajul. A trebuit să cresc, să învăț, să trec prin multe, foarte multe etape, inclusiv cea jurnalistică. Am făcut, probabil ca să-mi încerc forțele, cam tot ce se putea face, inclusiv epigramă. Domnul Pleșu și domnul Ion Manea cunosc, știu acest lucru. Mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere de seriile epigramistice în care făceam dueluri cu regretatul domn Feru, dacă vă mai aduceți aminte. Mi-aduc aminte cu bucurie de buzunar. Au fost lucruri pe care le-am încercat cu toată dragostea, cu toată bucuria de a scrie. Lucru pentru care am și încercat în cele din urmă să scriu dramaturgie, să fac teatru așa cum făcea Pleșu, pe care îl admiram și pe care îl văzusem din tinerețe cu semnat indescifrabil Mitică. Mi s-a oferit inclusiv această bucurie, deci am fost un om binecuvântat de astre, pentru că mi-am văzut una dintre piese pe scena Teatrului Dramatic Galați. Am scris și 3 romane pe care zic eu că le citesc încă oamenii cu mare plăcere. Mai am pe aici pe acolo câte un cititor, dar ajunsesem într-un moment în care nu știam exact ce sunt. Sunt poet, sunt prozator, sunt epigramist, sunt dramaturg, ce sunt eu? Și exact în momentul în care ne confruntam cu toții, cu internetul, cu mesajele transmise din cuvinte trunchiate, cu Facebook-ul unde oamenii citesc dacă există poza în față și dacă există poza, poate nici măcar nu mai citesc textul. Și atunci i-am invidiat oarecum frumos pe poeți care aveau festivalurile lor, dreptul lor la a lectura public. Prozatorii nu sunt chemați să lectureze public. Cine ar putea să lectureze public un roman sau o povestire care are 50 de pagini?
Și am zis că trebuie să-mi dau seama dacă pot să fac proză, așa cum am făcut presă, adică scurt pe doi, esențe tare în sticle mici. Și am încercat să scriu proză foarte scurtă, să găsesc formula aceea care în secolul 21 să tenteze oamenii la lectură. Cartea aceasta, într-un an de zile, mi-a adus mari satisfacții. Oameni care nu vroiau să o termine, dar mi-a adus și surpriza unor oameni care n-au vrut să o citească după prima povestire, că au spus că este foarte dură, că este rea. Da, nu e o carte comodă. După cum nu e comod nimic din drumul nostru zilnic, de acasă până la piață, de exemplu. Ne putem împiedica de o bordură, putem să ne lovim de un gard, poate să ne cadă o cărămidă în cap. Dar asta face parte din viața noastră. Eu iubesc realitatea. Mi-e drag omul care se refugiază în el însuși sau în lumea astrală, în science fiction. Dar eu iubesc realitatea. Mi se pare că trebuie să o trăiesc până la capăt. Trebuie să o beau până la capăt și să mă satur de ea. Asta am încercat să fac cu această carte. Nu știu cât mi-a reușit, dar am făcut-o cu bună credință și cu dorința de a mai încerca ceva. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Katia! Acum, domnul Năstase Marin, poate ne spuneți ce v-a determinat să scoateți a doua ediție, indiferent de faptul că s-a epuizat prima. Da. Vă rog. Păi, am de spus. Da. Mai întâi vă rog să-mi permiteți că doresc să transmit în public mulțumiri unor persoane care m-au ajutat să mă afirm și eu în meseria asta de truditor pe ogorul literaturii române. Și ca timpul este cum este, mă gonește, n-am să spun când și de ce și cum m-a ajutat, am să enumăr numai numele acelor persoane, cu bunăvoința dumneavoastră să mă ascultați. M-au ajutat, în primul rând, doamna Katia Nanu. Mai departe, criticul literar Viorel Ștefănescu și doamna profesoară Mariana Parapiru. Apoi, spun în ordinea cronologică cum am primit eu ajutorul. Am venit în cenaclul Arionda, unde am primit ajutor, în primul rând de la doamna Sava Olimpia și de la soțul dumneiei, domnul Sava, trebuie să recunosc că m-a ajutat și nu spun cum, așa. Apoi, doamna Cezarina Adamescu m-a ajutat mult, nu numai cu sfatul sau cu... În fine, am zis că să nu mai trec mai departe. Poeta Geta Mocanu, poeta Tudose Elena, poeta Speranța Miron, dar nu este aici, mulți nu sunt aici, Andrei Parapiru, doamna Angela Cioltan, am puțină strângere, ca și mai înainte, tot la fel. Apoi, trebuie să mulțumesc domnului director de la Biblioteca Vea Urechea, pentru că a avut curajul să mă treacă și pe mine în rândul scriitorilor. Pentru că, domnule director, da, cineva m-a întrebat, zice, domnule, te-am văzut în dicționarul lor, nu cumva ești scriitor? Și ca să nu-i fac să-i plesnească inima aia, nu, zic, sunt numai iubitor de literatură. Da.
Da, așa, da. Deci nu m-a acceptat, deși îi dăduse. Așa că dumneavoastră ați avut un mare curaj. Și la mai multe doamne, din care nu pot, doamna Sava de la bibliotecă, doamna Dorina Bălan, și îi mulțumesc și doamnei Adriana Coșocaru că pentru frumoasa recenzie. Da. Așa mi-a plăcut, exact a înțeles ce am vrut să spun. Dar mai vă rog să-mi permiteți să vorbesc și despre alții din județele Galați și Brăila, mai am puțin. În primul rând, doamnei Eleonora Stamate de la Tecuci, doamnei Tudosia Lazar de la Bucești, doamnei Costina Sava de la Hanu Conache, cam așa ceva, da, da. Nu știu, o cunosc doar de pe internet, de acolo și așa. Și din județul Vrancea, domnului profesor Culiță Ioan Ușurelu, domnului Stroia Gheorghe de la Adjud și domnului Ionel Marin de la Focșani. Iar de pe internet, nu știu pe unde este domnul, dar m-a ajutat foarte mult, domnul Octavian Lupu de la revista online Confluențe Literare. Îi mulțumesc la toți aceste persoane. Emoțiile mă fac să, și timpul mai ales, să mă opresc cu mulțumirile. Le mulțumesc la toți cei care sunt de față, care nu sunt de față și mai ales la cei plecați dincolo, cărora le transmit că am o recunoștință vie și dânsele sunt în sufletul meu și vor rămâne acolo vii până voi pleca și eu tot acolo. Da, toți, o să mergem pe rând. Mă opresc cu aprecierile. Vreau doar o singură remarcă și termin cu mulțumirile. Le mulțumesc la toți cei pe care i-am menționat pentru noblețea sufletească și pentru generozitatea de a mă ajuta cu totul și cu totul dezinteresat. Cel puțin când m-am prezentat la dumneavoastră, doamnă, eram un total necunoscut, nu mă cunoșteați și m-ați ajutat extraordinar. Și eu am apreciat mult de tot gestul dumneavoastră. I-am dat să citească mai întâi. Citiți și a avut onestitatea și sinceritatea să-mi spună, nu e publicabil, ai greșit aici, aici, aici și aici. Și am trecut și mi-a recomandat pe Viorel Ștefănescu și el m-a așa și îi mulțumesc și recomand tuturor celor noviți și de-aia apreciez și pe domnul profesor Parapiru că atrage atenția celor care sunt debutanți. Întâi să treacă cu materialul nepublicat și să îi se facă toate observațiile, să aibă tăria să recunoască și să muncească din nou. Pentru că eu am muncit încă 2 ani după ce doamna Katia Nanu mi-a făcut aceste observații și am scris mărțișor. Și acum despre carte, dar mai întâi de toate vreau să vă spun că eu m-am apucat de literatură după ce am ieșit la pensie. Da, n-am avut, da, ca să am timp liber, deși vreau să vă spun că de poezie eu am scris cât în anii adolescenței, dar am renunțat cu tărie la ele, că nu m-am simțit așa. Ultima poezie care m-a vindecat a fost când am avut o discuție cu Andrei Parapiru
coleg de cenaclu și mi-a spus, nu, scrie proză, că acolo ești bun, lasă poezia. Și l-am ascultat mult de tot, că în prietenia noastră noi ne spuneam ce e bun, ce e rău și ne-am rezolvat problemele. Și acum, când m-am hotărât ca să scriu, mi-am fixat două obiective despre ce să scriu în creațiile mele. Și am spus, scriu despre identitatea și demnitatea neamului meu, al românilor. Acestea mi-au fost obiectivele pe care mi le-am propus de la început, când am început să scriu. Așa mi-am propus curajul inconștientului, ca să nu zic altfel, să scriu de la început două romane, despre Mărțișor și Moș Crăciun. De ce? Pentru că, așa am crezut eu atunci, aceste două arhetipuri ale mitologiei românilor le-am considerat că reprezintă prin caracteristicile lor, dacă scriu eu romane despre viața acestora, despre întâmplările, că eu mi-am făcut o mitologie proprie cu Mărțișorul și voiam la fel să fac și cu Moș Crăciun, mi-a ieșit cu Mărțișor cât de cât, dar cu Moș Crăciun n-a ieșit și o să vă spun de ce. Pentru că Moș Crăciun este al nostru, al românilor. Ei, aici am vrut să spun. Dar nu mai este. Nu i s-a furat. Noi prin nepăsarea și prin, mă rog, delăsarea, cum suntem românii, nu i-am făcut o pictură, un desen, nu am scris nicio legendă ca lumea despre el, ceea ce au făcut alții. Așa că Nicolas, un neamț care a ajuns Santa Claus, a ajuns în America, purtat de un grafician și jurnalist evreu din Germania, i-a făcut acel celebru desen pe care îl știm cu toții, cum arată, ca moș, iar cu o poveste interesantă, nu e cazul să întind, care a prins la americani, iar o fetiță foarte curioasă, fiica unui scriitor, i-a spus, tati, unde este acest Santa Claus? Și scriitorul respectiv i-a făcut o poveste, care iarăși a prins bine, vine de în Finlanda și așa că atunci când a venit cu Sania, cu cerbi, cu renii, în toată lumea au plecat, noi am zis, păi ăsta e Moș Crăciun. Nu mai era Moș Crăciun. Asta este. Cunoscând toate treburile acestea, am scris eseul Metamorfozele lui Moș Crăciun. N-am să întind că nu face obiectul, că acum e vorba de altă carte. Am publicat acest eseu, nu mai știu, 7-8 ani în urmă, doamna Nan, 8 ani, așa, în suplimentul de weekend al ziarului Viața Liberă și online în revista Confluențe Literare. Acolo scriu ce s-a întâmplat cu Moș Crăciun din preistoria neamului nostru, acel cioban îmbrăcat cu cojoc mițos care a păscut oile în cer și a ajuns un semizeu într-un colind dobrogean din străvechi, povestește că lângă maica precesta stă bătrânul Crăciun. Deci avea o funcție ca zeitate foarte importantă. Pe urmă a trecut prin acele metamorfoze până la Coca-Cola, de iarăși l-a asimilat și a ajuns ce a ajuns. Moșul nostru, Moș Reclamă.
Da, mă rog, asta a fost cu Moș Crăciun. Să revin la fermecate obiceiuri. Mai întâi, cum am ajuns la ele? Când a murit biata maică mea, în 1986, preotul comunei a răbufnit la masa de țărână, cum se zice pe la noi, și pe aici la fel, cu o bidă. A murit și Tușalina. Pleacă, a plecat în mormânt cu toate obiceiurile, cu tot ce a făcut, ce a cusut, macate, toate acelea. Ea era o purtătoare de obiceiuri care vor dispărea în următorii ani. De ce? Pentru că toți urmașii acelor oameni au plecat, s-au risipit în țară, la oraș. Și știți bine ce s-a întâmplat. În condițiile acestea a spus, cine să mai pomenească? Că dacă peste 50 de ani nu o să mai rămână mai nimeni în comună, nimeni nu o să mai știe cum au trăit străbunii noștri, bunicii, străbunicii. Trebuie să se întâmple ceva, cineva să scrie. Eu, în momentul ăla fiind gazdă, așezam farfuriile, bineînțeles, am tăcut, dar am înregistrat obida preotului din comună. Și așa m-am hotărât să selectez obiceiurile. Eu nu am fost, n-aveam studii de etnologie, nici meșteșug literar, eram în altă branșă, s-a spus, ca economist. Și cum să scriu eu despre acele obiceiuri? Mi-am adus aminte, recurgem la amintiri și mai ales din comuna ta. Nu pot să scriu obiceiurile din Maramureș, din Banat sau din altă parte. Și m-am limitat la mine și mi-am adus aminte din frageda copilărie, eram o fire curioasă. Intram acolo în horă, nimeni nu mă băga în seamă. Cum să bagi în seamă un copil de 4-5 ani? Așa. Dar eu cu ochii de broscoi mari mă uitam la toți, le citeam fețele cum ba erau supărate, ba erau vesele. Și pe urmă ieșeam din horă. Erau, așa cum am scris în hora, erau femeile, mamele flăcăilor și fetelor care jucau. Și bineînțeles că se uitau și când vedea că fata ei joacă lângă băiatul de pe care era interesat, îi creștea inima. Și invers. În carte am descris treburile toate acestea. Eu am selectat dintre multele, nu știu, nu le-am numărat niciodată, obiceiuri din comună, pe cele mai reprezentative, care purtau viața socială a oamenilor din comună. Dar eu nu am făcut o simplă relatare despre acele obiceiuri și niciun studiu, nici nu-mi permiteam, am spus că nu eram etnolog, eu am făcut altceva. Toate acele întâmplări, toate acele fapte, în afară de întâmplări, ce simțeau, trăirile, le-am ascultat, adică mă plimbam prin lume și eram, cum s-ar zice, în miezul obiceiurilor. Eu le-am registrat în frageda mea copilărie pe netezimea retinei, care era proaspătă, și a sufletului meu tot la fel de proaspăt, și toate le-am asimilat și am făcut un mix. Povestirile mele nu sunt relatări, e un mix de exegeze, opinii personale, comentarii, trăirile lor, întâmplările petrecute la acele obiceiuri, toate le-am
înregistrat în sufletul meu de copil, de atunci, dar am revenit la vârsta senectuții, le-am alambicat la temperaturile înalte ale unui extaz. Dar nu pot să-i spun edenic, nirvanic mai degrabă, unde este acea plutire în fericire absolută. Așa am scris. De fapt, eu am scris totuși puțin, chiar dacă am scris de la pensie încoace. Eu nu puteam să scriu ziua, că totul mă distrăgea. Numai noaptea mă trezeam pe la 4 și până la 8. Atât puteam să scriu, dar numai în stare de extaz nirvanic. Eu așa-i zic, când sufletul meu... Da, gata. Cam așa s-a întâmplat. Și acum totuși să vă spun de ce. Dacă îmi permiteți un minut, așa, de ce ediția a doua? Când m-am dus cu această carte în comună, mi-au făcut o critică tare. Nu-ți vorbești nicăieri de comuna Traian, județul Telorman. N-am vorbit, este adevărat. N-am îndrăznit să le spun, măi, dar astea sunt în sufletul meu. Astea nu au existat. Însă totuși mi-am dat seama că ei au dreptate. Zic, hai să pomenesc și cu ocazia asta, după ani și ani, 13 ani, am scris povestirea Pălțile, în care prilej de a face o descriere nu numai a comunii, cu comunei, ci și a altor întâmplări, cheie, nu spun cheia, o las să o descoperiți dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Năstase Marin. Am văzut că sunteți un om riguros. Ați început cu sentimentul de recunoștință pentru cei care v-au ajutat. Ați uitat o persoană, cea care v-a ajutat cel mai mult. Trebuia să vă mulțumiți dumneavoastră. Nu se emoții, pentru că dacă n-aveați capacitatea de a recepta ce vi se spunea sau ce discutau oamenii cu dumneata, degeaba puteau să vă ajute. Ce poți să ajuți? Un arac? Să fie scriitor? Nu. Aveai stofa, ai avut pe urmă și mintea să găsești calea asta a exprimării. Vă mulțumesc. Acum îl invit pe domnul Vasile Manole, care are armele pregătite și mai ales cartușe cu sare. Cartea lansată în seara aceasta, am scris-o în ultimii 2 ani, la care am mai adăugat cam 30-40 de epigrame din volumul anterior. Ilustrația la carte a fost făcută de cunoscutul pictor și grafician și caricaturist Doru Florian Crihană, A fată în stânga mea, căruia îi mulțumesc că m-a onorat cu arta dumnealui. Și vreau să vă anunț că dânsul a avut expoziții în Italia, în Franța, în Polonia, în Belgia, unde s-a bucurat de un real succes. Când am apelat la dumnealui, am discutat faptul că vreau ca la fiecare capitol să-mi prezint un grafic, o ilustrație. N-au fost multe probleme. Probleme a fost când a fost să stabilesc titlul cărții. Am avut, cred că, peste 100 de variante de titluri, dar niciuna nu mi-a plăcut. Și la un moment dat mi-a venit ideea asta cu epigramii cu toată dragostea. Și m-am rămas la titlul acesta.
După ce am stabilit titlul, l-am comunicat și domnului Crihană. Dar vă dați seama că e așa de abstract să ilustrez așa ceva? Dânsul a spus, lăsați-mă să mă gândesc și eu. S-a gândit și cred eu că a fost foarte inspirat, dacă ați văzut cartea și coperta. E vorba de un teanc de scrisori, se vede că-s vechi, și un trandafir oferit epigramei, care simbolizează dragostea. Trandafirul, ziceam, e și simbol masonic, așa. Eu l-am luat pe cel mai cunoscut. Editorul cărții a fost editora Pax Aura Mundi, unde doamna Ionescu Georgeta este o persoană atât de exigentă și atât de dăruită în meserii respective, încât dacă ar fi să mai scriu 10 cărți, numai la dânsa m-aș duce. Dar nu mai e cazul la vârsta mea. Aș vrea să vă comunic că, în afară de faptul că m-au ajutat, familia m-a ajutat și mi-a acordat sprijin ca să scriu cartea, fiind primii mei critici și cei mai exigenți, dar și salonul Axis Libri m-a încurajat să scriu. Vă amintiți că am venit cu fel de epigrame, unele mai bune, altele mai slăbuții, dumneavoastră m-ați încurajat. Și de aceea îi mulțumesc domnului director Zanfir că m-a onorat cu prezentarea cărții acum la salon. Pentru dânsul am două epigrame, una care i-am mai spus-o, una care dânsul m-a amenințat și a trebuit să mă apăr și eu. Dacă vă amintiți că acum vreo 2-3 săptămâni, când s-au prezentat niște cărți, dar autorii erau numai bărbați, dânsului i-am dedicat următoarea epigramă. Diploma de excelență în prezenta conjunctură vă creează o iminență de a vă sărăta pe gură. Dumnealui atunci a zis, fii atent că eu urmez și urmez, așa mi-a spus. Acum am ajuns la scadență, cum se spune. Am ajuns la scadență. Spui, domnule, că abia aștepți. Răspuns la provocare. Deja nu mai rezistați. Nerăbdători sunteți acuși, dar vă rog să mă scuzați. Prefer sărutul lui Brâncuș. Cred că îl meriți pe al lui Iuda. Nu cred. Trebuie să-i mai mulțumesc și domnului profesor Parapiru, că și dânsul m-a încurajat și să mă achit de datorii și față de dumnealui. La salon, când dânsul vine, e un erou între eroi, de când nu se mai abține să citească ce am scris noi. Pictorului Crihană. Dânsul a fost și a făcut o expoziție la Veneția. Dânsul este inginer navalist. Și am spus așa, navalistul gălățean pe un cântec de mandole, pe un canal venețian, pune pânze la gondole. În sală sunt și colegi de la Clubul Verva.
Clubul Verba m-a sprijinit, mi-a acordat atenție, ca să spun așa, și îi dedic următorul catren. Noi ne întâlnim lunar, abs la spirit și la trup, să ne bucurăm măcar că am făcut umor în grup. V-am spus că și familia m-a sprijinit. Soția este în sală și, și i-am scris următoarele. Soața foarte tolerantă, a trăit pe viu și drama, acceptându-mi ca amantă epigrama. Doamnei Cernat Larisa, care mi-a prezentat cartea. La umor azi conectată, m-ați tot gratulat mereu. Cartea astfel prezentată, parcă nu am scris-o eu. Aș vrea și doamnei Catia Nanu să-i dedic o epigramă la volumul care l-a prezentat în seara aceasta. Vrea sau chiar? Cine a golit purtul de pește? Foarte bună scriitoare, ne-a surprins pe toți firește, cu noua preocupare. Nu știam că de la pește. Acum, dacă îmi permiteți să vă citesc câteva epigrame din carte. Nuntă cu năbădăi. Când au dezgătit mireasa, curioși n-au fost puțini. Mirelui lăsând aleasa în bichini. Umanitate. El obez, ia o scățivă. Pentru a lui comoditate, cum n-avea vreo perspectivă, i-a cedat sub greutate. Unde duce băutura? Cu o soție indolentă, beat fiind, făcând o lată, și cu o soacră somnolentă a dormit și el odată. Unui adept al lui Bacchus, un dentist nu prea dibace, să se sature când bea, nu știu domnule cum face, trage la măseaua mea. La neurolog, cunoscând al tău percept, doctore, cred că observi, dezbrăcată te aștept să vezi unde am eu nervi. Risc asumat, toți bărbații ca de obicei se dau un vânt după femei, când se însoară o să vadă că au dat peste o tornadă. Puțină cleveteală, vorbesc femeile între ele când mai rămân și singurele. Așa-s bărbații azi la noi, ne vor cu sânii plini, dar goi. Nobel și premiul său pentru pace. Premiul când să-l ridice, ferm savantul solicită, cum sunt vremuri mai propice, să mi-l dați în dinamită. Noua lege a salarizării. Pe salarii de tot râsul, noi muncim ca bugetarii și apoi ne apucă plânsul chiar în ziua de salarii. Și ultima. Cei de carte apropiați,
cred că vă e accesibil să veniți să degustați un deliciu comestibil după salon. Mulțumesc, pe un hol, da. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Manole. Din câte am băgat de seamă, în general, e un risc să te ajute cineva, pentru că imediat te îl iei în peniță. Îl rog acum pe domnul Florin Doru Crihană să ne vorbească despre relația sa cu Epigrama, care e atât de dragă lui domnul Manole. Vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc domnului Manole pentru că m-a solicitat, mi-a făcut plăcere. În același timp îi cer scuze că l-am făcut să mă alerge prin oraș. Eu fiind în general foarte ocupat cu ilustrațiile Europei. Și pentru că presa nu prea mai ține pasul cu evenimentele mele, nu mai e ca pe vremea dumneavoastră, domnule Dan Plăieșu, vă pot spune că primul eveniment care mi s-a fixat pentru anul viitor este o expoziție la Ljubljana cu vernisaj pe 15 martie într-o organizare complexă, ceea ce m-a mirat și pe mine, Ambasada României la Ljubljana, Institutul Cultural Român, Primăria orașului Ljubljana și Consiliul Europei. Ok. Ilustrațiile arată cam așa. Este o proporționalitate între desenul original și lucrarea reprodusă pentru a se păstra liniatura grafică. Îl salut pe colegul meu, Teodor Vișan, îl salut pe colegul meu, inginerul Radu Moțoc. Este unul din cei care îmi susțin prin abonament editarea propriului buletin informativ, pentru că am destule evenimente ca să-l fac. Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc și acum sunteți invitați la cuvânt, având grijă ca acesta să nu fie foarte lung. Știți bancul ăla, zice, avanti bambini per onore de la patria, zice, zice, che bella voce. Scriitorul Dan Plăieșu. Despre cartea Catei Nanu, lansată anul trecut la Târg, am scris o cronică apărută în Dunărea de Jos și o intitulasem Țândări de viață. Îmi dau seama că mai corect ar fi să numim cele 44 de schițe fleșuri de viață. Fleșul e o chestie care scânteiază și aruncă o lumină miraculoasă asupra unei realități imediat apropiate. Catea Nanu este prozatoare, publicistă, dramaturg și toate celelalte, dar latura de proză cred că domină în activitatea ei literară, dincolo de romane. Aceste schițe sunt, scriam eu acolo, mă citez, despre viață și moarte, în sensul că nu sunt schițe vesele, ele au acel râsul plânsul necesar în a ilustra viața, care nu e deloc veselă, de cele mai multe ori. Posibil ca lucrările respective să poată fi, mă rog, izvor de scrieri mai ample, pornind de la realitatea din ele. Puțin știu, poate cei care s-au aflat mai mult în preajma Catei Nanu, că publicistul care este de valoare, de mare valoare, este fermecat de viață, a și zis-o aici, de realitate. În anii când
am avut onoarea să-i fiu apropiat. Știu că umbla în poșetă cu o cameră de luat vedere, cu cameră foto, și vedea lucruri cu semnificație de pe stradă, pe care apoi multe din ele le-a publicat în ziar. Este pur și simplu atrasă de realitatea imediată, vede această realitate, o vede în sensurile ei deosebite, de unde și tematica, subiectele celor 44 de lucrări din cartea respectivă. Evident, trebuie felicitată și o și fac acum din toată inima și sper să revină într-un viitor apropiat cu ceea ce consideră că e nevoie să ne mai arate. Pentru că niciodată nu știm, în cazul unui scriitor complet și complex, cum îl consider, ce va da către cititor în viitorul apropiat. Poate tot proză, poate teatru, poate poezie, de ce nu, eseuri și altele. Despre domnul Manole vreau să aflați că noi am fost colegi de școală primară, dar asta am aflat-o de la el. Eu nu l-am remarcat, era cu un an mai mare, cu o clasă mai mare. De regulă nu ne uitam la ăia mai mari ca să nu ne bată, nu? Sau să ne facă vreo chestie, stăteam în banca noastră și el mi-a adus aminte că a fost în clasă cu Gheorghe Usterică, vecinul meu care s-a prăpădit cu mulți ani în urmă, și asta mi-a adus în memorie școala numărul 10, care se afla pe locul unde este acum centrala din Țiglina, centrala telefonică din Țiglina 1 vis-a-vis de Păpădie, școala numărul 10 de băieți, care avea 4 clase mari și late, 4 săli, și o săliță care era cu pionerii, așa, iar peste drum de noi era școala numărul 2 de fete, care avea și școala aia tot 4 săli, că așa erau vremurile. Amândouă școlile s-au distrus, pe una din ele a răsărit centrala, pe cealaltă Casa de Cultură a Sindicatelor. Dar domnul Manole are calitatea de a fi un epigramist talentat. Și o spun cu toată convingerea, nu pentru că a publicat în buzunar vreme de mulți, mulți ani, în buzunarul Vieții Libere, unde avea și o rubrică a lui, mă rog, a plâns el la dispariția buzunarului, i-au trecut lacrimile, a mai scris și alte epigrame, a mai venit pe aici, ne încântă pe cei care îl apreciem cu epigramele zise în salon, pe alții colegi de epigrame îi enervează probabil, nu? Gândind că el e mai de valoare decât ei. Nu-l văd pe domnul Mihăiescu să-i facă o epigramă de aia lungă, lungă, ca să rămână cu o amintire de la lansarea acestei cărți. Buhăiescu, nu? Am zis. Buhăiescu. Îl felicit pe domnul Vasile Manole și l-a dat de vreme la școală, el e tot în 41 cu mine, anul meu, dar el e în ianuarie, eu în toamnă. L-a dat mai devreme la școală, de era mai mare decât mine, nu? Probabil. Așa. Să ai parte de cât mai multe cărți de acum încolo și să ai umor, că așa trecem prin viață și cu umor, că altfel nenorocita asta de viață ne-ar pune la pământ. Te felicit, vă mulțumesc, bună seara! Deci omagiu se cheamă și se referă la limba română. Mulțumesc limbii române că prin ea am spus ce am vrut, vorbe ce ar putea rămâne când prezentul e trecut. Mulțumesc! Mulțumesc, altcineva, vă rog, dacă... Ion Manea. Dacă Dan Plăieciu a zis că a fost coleg cu domnul
cu domnul Epigramit Vasile Manole. Eu afirm că am fost tot așa coleg, dar cu Katia Nanu. Și tot așa, fără să ne cunoaștem, am terminat aceeași facultate la București, filozofia, eu la sociologie, Katia la pedagogie, cred, psihologie, da. Spun asta pentru că știu ce înseamnă foarte bine să stai 4 ani în centrul Bucureștiului, lângă celebra bibliotecă, și cea normală și cea secretă a Facultății de Filozofie, și să poți citi acolo cărți de valoare extraordinară, cărți pe care nu le-ai fi putut găsi în altă parte. Pentru un om care intră în literatură, formația este esențială, după cum esențial este și talentul. Iar dacă talentul ți se oferă, e un dar divin, formația este o opțiune și cred că ea, Katia Nanu, a avut una dintre cele mai solide opțiuni studii în filozofia. Lucrul acesta se vede de altfel în tot scrisul ei. Eu am citit cu mare plăcere trilogia reușită, foarte reușită, începută cu Paso Doble, a urmat da, și după aceea registrul de gardă, cele trei, care rămân nu numai ca trei romane reușite, rămân și ca o serie omogenă și rămân în plus, dincolo de valoare literară, și cu o valoare documentară excepțională, pentru că cele trei romane surprind o stare de fapt reală, petrecută în Galații anilor aceștia. Sunt romane sociale, ancorate profund în realitate, fotografii, sociografie, spune, ale unei realități care rămâne undeva departe în istorie, dar care vă rămâne și în cărțile ei. Pe de altă parte, dacă ne uităm puțin în istoria literaturii de la Galați, nu găsim în toată perioada ei de existență nicio altă doamnă în afară de Orsesia Papada Bencescu, în timp ce la prozatori sunt mult mai multe nume care s-au remarcat și care se remarcă în continuare. Și asta este o realitate pe care trebuie să o avem în vedere. Sigur, la poezia pentru copii ea trebuie să fie dintr-o dată remarcată. Se întâmpla foarte mult, de mult timp în urmă, de demult cu elefanții, cum spune ea. Da, dar este o perioadă destul de mare. Însă iată că în cartea care se discută astăzi, copilăria reapare la o altă dimensiune și filtrată printr-o experiență nouă pe care nu avea atunci, aceea de bunică. Cartea de astăzi este un exemplu pentru ceea ce trebuie să facă un prozator modern, și anume să încerce să se adapteze din mers la mersul paralel al realității sociale. Uitați-vă la limba care se vorbește astăzi, limba română, este cu totul diferită într-un fel față de cea din anii 70 sau 80. Infuzia de cuvinte englezești, deschiderea neașteptată de dură spre o zonă dură, aproape de obscenitate uneori, ne determină să revizuim limbajul literar. Limbajul pur, limba aceea romantică, este foarte în pericol astăzi. Și în teatru, și în roman, și în poezie se simte un fel de revoltă a limbii. Nu știu dacă aceasta este benefică sau nu, dar este reală și este determinată de chiar mersul istoriei și a ideologiilor care ne împresoară în toate părțile. Cartea este cu atât mai valoroasă cu cât ar trebui să o punem într-o anumită tendință care se remarcă astăzi în literatura bună din Galați. Mai întâi a venit Teodor Parapiru cu
seria care iată a ajuns la numărul 3 acum, această cărțulie care este mică ca dimensiune, dar mare ca valoare. Pe sezoane, da, apropo de ce se întâmplă la televizor, la filmele seriale sunt pe sezoane, dar bine, Teo are o cu totul altă concepție aici, el vine dinspre idee, dinspre teologie și filozofie, pe când Catea, deși vine dinspre filozofie ca formație, în carte vine dinspre sociologie și mai degrabă dinspre jurnalistică, pentru că ea se trădează ca jurnalist în această carte, observă realitatea și o transpune aproape exact în practică, însă încercând să-i găsească simboluri și dimensiuni morale. Domnul Năstase Marin trebuie felicitat pentru consecvența în a fi aproape la fiecare ședință a Salonului Literar, pentru iubirea pentru, sa pentru literatură și mai ales pentru sentimentele nobile care îl animă. A și declarat că se simte aproape obligat să respecte tradiția, să o redescopere, să o pune în valoare și în felul acesta să-și facă datoria față de mamă, față de patrie, față de popor. E de admirat pentru ceea ce face din acest punct de vedere. Mă bucur că avem astăzi unul dintre cei mai buni epigramiști ai galaților. La Galați sunt, cred, cel puțin 20, dacă nu chiar 30 de practicanți ai acestui gen literar. Dar dintre aceștia doar 3 sau 4 se pot mândri sau pot să merite denumirea de epigramist în sensul adevărat al cuvântului. Călinescu spunea că epigrama este un strănut literar, a remarcat și cuvântul ei și Larisa. E adevărat, este doar un strănut literar. Dar dacă ne gândim la marii epigramiști ai noștri, păstorul Teodoreanu, de pildă, la ceilalți care au urmat și la cei care sunt foarte mulți acum în contemporaneitate, am putea să facem într-o zi o antologie superbă a epigramei românești și atunci ea nu mai este un strănut, este o stare de fapt. Cam atât, îi felicit pe toți trei și în special pe Cadea pentru minunata carte pe care a oferit-o. Mulțumesc, domnul Gureu, imediat. Aș vrea să fim puțin la obiect pentru domnul Vasile Manole. I-am răsfoit cartea, are o mulțime de epigrame foarte bune. Într-adevăr, o carte de epigrame, se spune că 10% dintre ele sunt epigrame, restul sunt catrene, deci nu se poate face exact la valoarea epigramei în sine. Pentru dânsul aș avea deci am spus că am citit-o, încât la una din epigrame, de exemplu, i-aș fi găsit o altă poantă, cred că era mai bună, de zăpăzirea retro. Spune dânsul, să nu greșim ca altă dată și să apelăm la voluntari. Vom da zăpada la o lopată cu cerbii noștri lopătari. Și eu spuneam așa, să nu greșim ca altă dată și să apelăm la voluntari. Vom da zăpada la lopată în curtea altor gospodari. Cred că era mai bună poanta așa. Una la mână. A doua. Pensionari fără rușine. La epigrama asta aș vrea să-i aduc lui Vasile Manole, fără supărare, este colegul nostru de la Cernaclu Verba, dar este puțin asimetrică, în sensul că iată-i pe parlamentar, zice dânsul, are 7 silabe, ce se vaită sărmanii, 8 silabe. Când îi văd, afară de faptul, când îi văd pe pensionari, pe și pensionari, este tot cu 8 silabe, pensionar este de 4 silabe, nu de 3, cum a interzis-o dânsul din Dex, iar vă întreceți voi cu anii, este tot 8, de 7, 8, 8. Iarăși e o chestie care e supărătoare lui. Probabil că mai sunt și altele. Da,
Domnul Guru, din cauza unor cărcotași ca dumneata, nu se inventează mașina timpului. Dar n-am spus asta, dar nu sunt cărcotaș, dar sunt... Ca să ne întoarcem... V-am spus, dar probabil că Vasile Manole nu sunt, probabil că Vasile Manole nu sunt. Ca să ne întoarcem și să vedeți care... hotărât să scrie epigrama aia. Probabil acum, că Vasile Manole nu se supără la treaba asta, că i s-a spus. Nu, acum... Nu, lăsați că am și pentru soție și pentru dâns. Dar nu știu de ce domnul Parapiru... Nu, nu-i cu nicio da. Lume. Acum să dau la fiecare câte o replică. Epigrama e cu toată dragostea pentru Vasile Manole. Epigrama e dumetale, formă fixă prozodie, i-aș aduce o sanale, dar mă tem de gelozie. Una. A doua, la noul volum, epigramic toată dragostea. La volumul proaspăt scos, aș avea o întrebare. La un titlu așa frumos, soața, ce părere are? Așa. M-am chinuit foarte mult, cartea care mi-a dat-o avea multe filine tăiate. Și am spus așa, multe filine tăiate, trebuie să stai. Doar atât mi-a mai rămas, poți să spui vrute, nevrute. S-o deschid, mi-a luat un ceas și s-a dorm doar 3 minute. Așa. Și mai aveam o problemă aici, cartonată. De ce cartonată și atât de grea, n-am înțeles, costă și mai mult. A legat un așa hal, cartea ce are de toate, vrând a fi original, vor să dea la greutate. Vrei să o vin la greutate? Așa, doamne, e Catea Nano, pentru cine a golit trupul de pește. Cu valențe literare, autoarei vrem, nu vrem, Parapirul îi dă valoare. Noi, în schimb, o apreciem. Și tot Catea Nano, care vine mai rar la salon, știind că este bunică, are grijă de o nepoțică. Mai ca bunică. Sper să nu-i stric fasonul, crește azi o nepoțică, însă cam rărit salonul. Domnului Năstase, aveam și pentru dânsă, cum salonul literar pentru noi are de toate, ne lipsea cartea cu har, obiceiuri fermecate. Și o a doua, astăzi știm că e de bon ton, cărți, volume, tomuri groase. Obiceiul de salon ne-a adus Marin Năstase. Și fiindcă lipsește domnul profesor Buhăiescu, care ne obișnuise cu un colaj de cărți prezentate în salon, nu am eu talentul dumnealui artistic, îi spun așa, cine a secat plutul iar de pește, pe centură, doamnă, chiar ne presosește. Fermecat de cele obiceiuri bre, hai că și Manole cam știe de ce. Epigrame bune astăzi îi dedică, trandafirul roșu la rang o ridică, drăgostit, orden drăgostită, dragostea se știe, e bine primită. Reunind pe toate, aș putea spune, la salon avurăm numai scrieri bune. Am câteva aici, dar astea probabil că da, cu bunăvoința domnului director, probabil că o să le dau la revista dumnealui și o să poată citi de acolo. Ioan Tofan. Ce vreau să vă spun de domnul Manole este că am locuit cu el în aceeași curte și că el a mai prezentat această carte la CEAR Pensionar. Mulți au fost și atunci. După ce mi-a dăruit cartea, m-a întrebat dacă i-am citit-o. I-am zis că i-am citit-o de scoarță în scoarță. Și vreau să demonstrez acum că i-am citit-o. Dumnealui are un catren care sună cam așa. Două piese de muzeu merg ținându-se de mână. El a fost cândva os meu, ia o prea frumoasă zână. Versul ăsta, catrenul ăsta m-a dus cu gândul la o poezie a lui Minulescu, cred că vă aduceți aminte de ea. Acuarele îi spunea. Da. Și eu i-am dat o replică, am scris și eu în catren, am scris în viața mea și am scris acum. Din dragoste de epigrame, dragoste de epigrame nu ți-a gândit de la dame, după cum ați observat, și tot iubind așa la greu, uite, ajunge în piesă de muzeu. În ce privește pe Năstase Marin, mă bucur că a scris despre Moș Crăcin și a zis că a fost român, n-a fost nici finlandez, nici lapon, dar sugerea să scrie un eseu și despre Moș Gerilu, care... Ne-a bântuit nouă nefericit. Ne-a bântuit nouă nefericit copilăria. Atât am vrut să o... Nu l-a iertat, stai.
Mulțumesc, Ioan Tofan. Poftim, Cati Păun. Vreau să spun, să amintesc doamnei Cati Ananu că eu sunt cea care, când am terminat cartea de citit, mi-a părut foarte rău și am spus de ce nu, și de ce așa de, da, și nu numai, da, da, da. Și felicit pe cei din seara asta din toată inima. Am citit epigramele și mi-au plăcut foarte mult. Eu am condus și un cerc de epigrame la postul inspectorat de cultură. Și da, și folclorul nu mai vorbesc, că a fost și atunci specialitatea mea. Felicitări din toată inima și așteptăm. În nota obișnuită eu am să rostesc câteva epigrame și atât. Le-aș intitula una caldă, una rece. Domnului Manole Vasile, ți-aș compune o epigramă, dar mă tem ca nu cumva ea să-ți dea mai multă faimă decât toată cartea ta. La talentul dumitale simt nevoia să mă închin, dar aș face-o și mai tare dacă ai scrie mai puțin. Ca alaudă să sune, talentul l-a lăudat. Faci chiar epigrame bune de aruncat. Asta a fost cea rece, da? Lăsând gluma la o parte, te asigur, domnia ta, că ai scris măiastră carte care oricui va plăcea. Și în sfârșit, ultima domnului Manole, ironie fină, mult umor, de-aș fi fost ceva mai priceput, sincer recunosc, mi-ar fi plăcut ca eu însumi să-i fiu autor. Mulțumesc, domnule. Și doamnei Cati Ananu, pentru numai 10 lei, Cati Ananu povestește cine-s cei ce au golit prutul nostru plin de pește. Ca să tacă mă gândesc, cu cât oare s-o plătesc? Și cea caldă după cea rece, autoarea, fată fină, proza, fără vreo fisură. Oare cartea dumisale o fi și ea pe măsură? Răsfoind-o fără grabă, inima-mi venit la loc. Cartea, ca și autoarea, e și ea frumoasă foc. Vă mulțumesc! Umbli cu focul. Domnul Jecu. Domnului Vasile Manole, la volumul Epigramei cu toată dragostea. Cu epigrama. Nu îl înțeleg de fel. Dânsul este infidel. Nu stă cu una, cu două. Mereu e cu alta nouă. Și dragostea dânsului. Nu toată el a păstrat să fie în epigramă. Ceva din ea a mai dat, dar nu spune, la o damă. Și un catren pentru doamna Cati Ananu la cartea Cine a golit prutul de pește. Bunicul îmi spunea cum în trecut pescuia pește din Nistru. Azi se pare sinistru că poate numai din prut. Domnului Năstase Marin la cartea Fermecate obiceiuri. Obicei. Ieri soața m-a sărutat în casă cum am intrat. Obicei bătul arnorul să mă duc să bat covorul. Și unul dintre obiceiuri, cel care m-a fermecat, a fost când m-am îmbătat. Și simțindu-mă bogat, obiceiul mi-am păstrat. Vă mulțumesc! Mulțumesc cu aceste. Doriți să spuneți ceva? Vă rog! Bună seara! Sunt puțin cam răgușit, mă iertați. Pe domnul Năstase l-am iertat. Producția a fost foarte slabă în seara asta. Văd că alții au avut cărțile de le-au lecturat în prealabil. Dar am scris două epigrame. Una pentru domnul Manole la cartea. Da. Da, cu multă dragoste epigramei, da.
Nu fiți prea risipitor, știți că viața este lungă. S-ar putea să se ajungă să apelați la ajutor. Doamnei Catia Nanu, de ce nu mai sunt pești în prut? Așa ceva n-am mai văzut. Anomalii de la natură, peștii nu mai stau în prut sau au afaceri pe centură. Acum, dacă îmi permiteți să spun o epigramă care nu are legătură cu cărțile din seara asta prezentate, e producție proprie, pentru că sunt foarte multe dame frumoase aici, așa, am să spun o epigramă care ar fi definiția femeii. Te lupți să o cucerești, dar nu se lasă. Renunți apoi, socoți că n-are rost, dar ei, îndată ce renunți, îi pasă, regretă și te crede prost. O epigramă pentru cine se simte. Deci este așa, epigrama, dragul meu, nu că lecții eu aș da, este să găsești mereu umorul fin, nu poanta rea. Și pentru... Da, așa, perfect. Pentru Teo cu uimire îndrăznesc să spun în grabă, joi de joi, ce fericire, noi îți dăm din plin de treabă. Și pentru, astea au fost niște glume, eu nu sunt epigramist, vroiam numai să precizez și e foarte important pentru mine, că nu știu cât merit prietenia tuturor celor care au venit aici, dar în niciun caz nu merit pe al lui Teo Parapiru, care se chinuie cu fiecare carte a mea în manuscris. Vă mulțumesc tuturor. Fiindcă se poartă și la prezidiu... Rog, domnul Zanfir are ceva să spună. Nu, fiindcă se poartă de epigrame și la prezidiu. E pentru prima dată când de la prezidiu se vine cu epigrame și mai ales că am fost tot timpul înțepat de domnul Manole, dar pe bună dreptate. Eu nu o să fiu aricios ca dumnealui. O să mă abțin, nu o să dau replici, replicile le dă și e foarte rău că cu tremurile le dau pe cele dure și nedorite. Eu voi veni cu un epitaf la adresa domnului Vasile. Pentru doamna Catia Nanu și pentru Nea Năstase, mă rezerv să le dau astfel de epigrame, să le ofer astfel de epigrame. Epitaful e o formă de felicitare. Așteptați, o să vedeți, e post-mortem, dacă vă interesează. Nu că îl mănâncă și pe domnul Parapiru de la un timp, așa. Deci pentru doamna Catia Nanu și pentru domnul Năstase, sus, într-un limbaj mai special, mai licențios, cum îi place domnului Vasilofer. Pentru domnul Manole, un epitaf. Zace aici de multe zile, răpus de o cumplită dramă, vestitul umorist Vasile, că și s-a înnecat cu o epigramă. Vasile Manole, autor al volumului Epigrame cu toată dragostea. Călcâile ți s-au aprins de epigramă din adins. Tu o iubești așa s-o coți, dar te întreb, mai poți, mai poți? Mulțumesc, o să intrați și dumneavoastră. Nu. Atunci să știți că vă bagă ei. Deja am ieșit. Da. Bine, am să spun câteva lucruri. În primul rând, benefică, frumoasă, admirabilă a fost atmosfera, întrucâtva, aș spune, familiară, în care s-a desfășurat întâlnirea noastră de astăzi și mai ales pe fondul unor lucrări care merită toată atenția. Retroactiv, cum spunea și domnul, am văzut că toți cam suferiți de nostalgie. Vă lipsește domnul Buhăiescu din... Și sper să se întoarcă repede printre noi ca să... Da, da, da. E nu, e într-o excursie, nu-i plecat chiar așa. Da, și... în ce privește lucrările care s-au prezentat, la Catia Nanu avem de-a face cu un om bine
mobilat intelectual. Un om care a lucrat într-un domeniu foarte concret, cel al jurnalismului, te obligă să-ți folosești inteligența aplicativ. De aici vine și pasiunea, dragostea pentru realitate, pentru devenirea realității în proză, în artă și așa mai departe. A optat în ultima carte pentru proza scurtă și aici se ziza domnul Plășu prezența unor felii de viață. Asta există la domnia sa și acestea sunt fotografiază și radiografiază realitatea, propune personaje de oameni obișnuiți, de situații curente, încheiate cu tăieturi simple care la un moment dat obligă și o extensie care ține de semnificație. Pe proprie răspundere îți lasă dreptul de a continua ceea ce ține de literatura adevărată, așa cum e la Umberto Eco. Adică, dumneata, dezvolți dacă ai capacitatea, dacă nu te mulțumești cu ce ți s-a prezentat în respectivul subiect. Acestea sunt de multe ori memorabile și tocmai pentru că sunt pur și simplu firești, ceea ce e un lucru greu de obținut, premeditat și construit. Katia o face cu naturalețe și o înțeleg foarte bine pe doamna Păun, care când a terminat cartea ar fi vrut să mai citească, pentru că efectiv astfel de texte sunt foarte, foarte atractive, plăcute și în ce o privește pe Katia, cred că a dat proba maturității sale în scris epic din plin prin această carte. O așteptăm pe următoarea. În ce privește domnul Năstase Marin, am vorbit, mi-aduc aminte, și la prima ediție despre această carte și dumnealui ne-a confirmat că are o mare pasiune pentru păstrarea acestor obiceiuri care se ofilesc, e adevărat, dar care pe semne nu vor dispărea. Nu vor dispărea, pentru că s-ar putea, ca să zicem, întreaga țară să devină un muzeu și atunci cei care vor fi pe aici vor păstra respectivele obiceiuri, iar cât privește pitorescul lor și capacitatea de a le evoca, îi sunt toate întru totul accesibile. Domnul Vasile Manole e un pericol public și aici se exprimă în consecință, de fiecare dată este servit și răsplătit cu aplauze și le merită din plin, așa cum merită din plin și epigramele domnului Zanfir. Da. Eu mulțumesc autorilor și încă o dată revin că și eu rămân restanțier. Am uitat să mulțumesc celor ce au prezentat exegeze ședința trecută și acum n-au fost cărți tocmai simple și au făcut-o cu un profesionalism demn de toată lauda. Astăzi au fost și participările la cuvânt în bună măsură punctuale, da, așa, și la obiect, cum s-ar zice. Acum am să vă anunț că data viitoare, pe 8 noiembrie, va fi doamna Livia Ciupercă cu o carte a Alexandru Lascarov Moldovean, Dialoguri ziditoare de suflet, și Bereș de Covârlui, Mini Popas în țara de jos a Moldovei. Este o cunoscută nouă scritoare care evocă toată zona aceasta cu mare, mare hărnicie. Apoi Carmen Tănase are cartea Culorile speranței sunt iubirea, Poezia vieții, un volum de poezie. Sebastian Golomoz, Buze în templu dimineții, se cheamă volumul de versuri, și doamna Luminița Potârniche, Despre zboruri căzând. Așa că data viitoare vă invit să
ne întâlnim cu dumnealor. Mulțumesc, rog, aplauze director. Pentru domnul Parapiru, pentru prestația și din această seară. Face o mare, mare plăcere să ofer doamnei Cati Ananu o diplomă de excelență pentru cartea pe care v-a prezentat-o în această seară și să o felicităm cu aplauzele dumneavoastră. Cu mare drag. De asemenea, domnului Năstase Marin pentru Fermecate obiceiuri. L-am lăsat la urmă pe domnul Vasile Manole să nu-l sărut, ci să-l țuc. Vrea mai mult, știu, am simțit că vrea mai mult. Dumneavoastră, vă mulțumesc tare mult pentru participare și vă aștept săptămâna viitoare. Toamnă frumoasă și cu bucurii la cei de acasă.